Spectacol la propriu, sâmbătă seara, în sala sporturilor din Zalău, în partida dintre Volei Municipal Zalău și Steaua București. Zălăuanii au învins cu 3 la 1 după ce formația din capitală a câștigat primul set. Prezent la meci, primarul Ionel Ciunț s-a arătat încântat de spectacolul făcut atât pe teren cât și în tribunele sălii sporturilor. Volei Municipal Zalău este tot mai aproape de mult râvnitul titlu național. Zălăuanii au rămas la 3 puncte în fața Arcadei Galați, care este principala urmăritoare, iar în această seară vicecampionii joacă pe terenul echipei CSM București. În etapa de la finalul săptămânii trecute, voleibaliștii zălăuani au dispus cu 3-1 de Steaua București, după ce formația vizitatoare a condus cu scorul de 1-0 la seturi. La meci a fost prezent și primarul Ionel Ciunt, fiind impresionat de spectacolul creat atât de cele două echipe pe teren, cât și de spectatorii prezenți în tribune. Da, a fost un meci foarte frumos, ar fi putut să câștige oricine. Sunt foarte bucuros că am câștigat noi. Diferența pe care o avem acum ne apropie foarte tare de titlu. Da, sigur, fiecare meci are frumusețea lui și are riscul lui. Sper în continuare echipa să se mobilizeze și să fim campioni în final. Atmosfera incendiară din nou, publicul a fost din nou la înălțime. Da, felicitări și pentru public, le mulțumesc și echipei și publicului. Doamne ajută! Exceptând etapa de astăzi, până la finalul sezonului, mai sunt de disputat două etape, ambele după sărbătorile de Paște. Zalăul va susține următoarea partidă pe terenul campioanei Universitatea Craiova, meciul fiind programat duminică 23 aprilie, începând cu ora 11:30, urmând a fi transmis în direct și de televiziunea națională Digi Sport.